Un concurs tradițional organizat în fiecare an de Primăria Roman prin Biblioteca Municipală George Radu Melidon și prin colaborare cu școlile din municipiu s-a desfășurat pentru a 8-a oară în sala de festivități a Casei de Cultură, adunând foarte mulți elevi din toate unitățile școlare dornici să-și demonstreze cunoștințele de cultură generală. Acest oraș, așezat la confluența Moldovei cu Siretul, are o istorie bogată, are un trecut glorios și în același timp are și un prezent plin de speranță. Aici, la confluența Moldovei cu Siretul, fosta capitală a Moldovei de jos, oraș atestat la 1392 de către voievodul Roman Vodă Mușat, iată vine și dezvăluie dumneavoastră, dar și nouă, pentru că de la etapă la etapă cu toții învățăm, cu toții aflăm lucruri frumoase despre personalități care au trăit, care au locuit sau care au trecut prin municipiul Roman și au lăsat amprenta și noi astăzi avem obligația să scriem mai departe istoria municipiului. Prezentatorii concursului au făcut cunoscut participanților regulamentul de desfășurare al întrecerii. Dacă acest concurs de la Dragobete la Sărbătoarea Rusalilor Tradiție, Legendă și Istoria Locală se adresează elevilor instituțiilor de învățământ din Roman, anul acesta aflându-se la ediția a 8. În cadrul acestui concurs am decis să aducem în prim plan și un pic din istoria municipiului Roman, astfel încât, pe lângă întrebările referitoare la mitologie populară, sărbători și tradiții românești, concurenții vor primi întrebări referitoare și la cultura generală despre urba noastră mușatină. Concurenții au aflat nu doar modalitatea în care vor fi adresate întrebările, dar și modul de completare a răspunsurilor. Au fost prezentate și personalitățile care au jurizat răspunsurile la concursul de cultură generală. Echipajele vor primi câte o întrebare cu trei variante de răspuns, numai un răspuns dintre acestea fiind corect. Tematica concursului a fost asigurată de către Biblioteca Municipală George Radu Melidon din orașul nostru. De mulțumim! În concurs vor fi 15 întrebări. Se va nota cu 10 un răspuns corect și 0 un răspuns greșit. Dacă la finalul celor 15 întrebări vor fi echipaje cu punctaj egal, se va trece la întrebările de baraj. În cazul în care mai este nevoie de încă o deliberare, după toate aceste întrebări, jurul va mai pune alte întrebări de cultură generală. Și pentru că veni vorba despre juriul nostru, juriul de astăzi este alcătuit din 5 membri, președintele juriului fiind preot dr. Florin Aurel Țuscanu. Doamna muzeograf Minodora Ursachi, fost director al Muzeului de Artă Roman. Profesoară Violeta Lăcătușu, cunoscută scriitoare și artist plastic romașcan. Doamna Cristina Panaite, director la Biblioteca Municipală George Radu Melidon din Roman. Și ultimul membru al juriului, dar nu cel din urmă, doamna muzeograf Otilia Mircea, de la Muzeul de Istorie Română. Participanții la concurs au avut întrebări și despre tradițiile legate de apropiata sărbătoarea floriilor. Și cea de-a treia întrebare a fost, sărbătoarea floriilor mai este cunoscută și sub numele B. A. Doina florilor. B. Nunta narciselor, iar C. Nunta ursicilor. Acum așteptăm deliberarea juriului. Varianta A. Tânărari, să vedem ce au răspuns. Nunta urzicilor. Echipa romantici. Varianta C. Echipa liceului Dan Viana. Varianta C. Să auzim și răspunsul exuberanților. Varianta C. Vidușii. Varianta C. Iar viruitorii au răspuns? Nunta urzicilor. Răspunsul vostru a fost? Varianta C. Este mai unul a fost răspunsul corect și vom afla. Președintele juriului a făcut cunoscute atât răspunsurile incorrecte cât și cele corecte pe care membrii echipajelor le-au dat. Au dat răspunsuri greșite
următoarele echipaje. Echipa biruitorii, Colegiul Tehnic Miron Costin, au răspuns B. Echipa adorabilii, Liceul Tehnologic Vasile Sava, au răspuns B. Echipa decișii, Liceul cu program sportiv, au răspuns tot B. Echipa romanticii, Colegiul Național Roma Vodă, au răspuns B. Echipa temerarii, Liceul Teologic Romano-Catolic, au răspuns B. Și echipa ghidușii, Școlile Gimnaziale din Roma, au răspuns B. Răspunsul corect era A. Concurenții au primit diplome și premii în bani în funcție de locul ocupat în concurs oferită de Primăria Municipiului Roman, fiind răsplătită astfel strădania acestora de a se pregăti după bibliografia indicată de organizatori.